Femeia era singură acasă când i s-a făcut rău și nu a mai apucat să sune pe cineva pentru a-i sări în ajutor. Cel care și-a dat seama că ceva s-a întâmplat a fost soțul acesteia. Bărbatul a încercat de mai multe ori să o sune și nu a răspuns, iar când a ajuns acasă, ușa apartamentului era încuiată pe dinăuntru. Acesta a sunat imediat la 112. Ajunși la fața locului, pompierii au reușit să pătrundă pe geam în apartamentul situat la etajul 3. Am intervenit cu scara culisabilă pentru a debloca ușa și victima a fost predată serviciului de ambulanță. Cine ați reușit să pătrundeți în apartament? Pe geam, cu ajutorul scării culisabile. Ce stare era persoana când ați intrat persoana în apartament? Victima avea o criză de diabet și era căzută în hol. Vecinii femeii povestesc că aceasta suferă de mai mulți ani de diabet, dar niciodată nu i s-a făcut rău. Are diabet și cred că mă cum diabetic, pentru că și eu știu. Nu era nimeni rude, copii, nu? Nu au. V-ați temut că o să o găsească probabil moartă? Da, mi-a fost frică, pentru că și eu am diabet și am făcut și eu în ianuarie o comă de asta și știu că e foarte periculos diabet. Are diabet? Și acum am făcut comă diabetică. V-ați gândit vreun moment că, Doamne ferește, poate să fie găsită moartă? Întotdeauna te gândești, logic. La ce e mai rău? Sigur. Tânăra a fost transportată la spital de un echipaj al ambulanței.